La noi în țară însă autoritățile schimbă din nou din mers regulile după care școlile funcționează în pandemie. Nu se va mai ține cont de rata de vaccinare a angajaților, ci de gradul de ocupare a paturilor pentru pacienții COVID la nivel de județ. În scurt timp, Ministrul Sănătății și cel al Educației vor face publice noi decizii privind măsurile ce vor fi luate în școli în perioada următoare. Și discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu, alături de mine în platou. Bine ai venit, Florin! Bună ziua! Începe semestrul 2 cu schimbări noi. Acum nu mai ținem cont dacă avem 60% din personal vaccinat. Vedem câte paturi se ocupă la nivel de județ în funcție de cum evoluează situația epidemiologică. În haosul ăsta generalizat, autoritățile bâșbuie. În toate țările bâșbuie autoritățile, dar parcă ca la noi, la nimeni, suntem tentați să spunem. Ne uităm însă ce se întâmplă astăzi în Franța, de pildă. În Franța este grevă generală în învățământ, tocmai pentru că profesorii reclamă schimbarea foarte deasă a protocoalelor sanitare în funcție de care se țin școlile închise sau deschise. La noi am avut vreo 3 sau 4 situații în funcție de care am ținut școlile deschise. Prima dată s-a spus că în localitățile cu incidență peste 6 la 1000 se închid școlile. Am criticat la vremea respectivă criteriul ăsta pentru că nimeni nu a explicat de ce 6 și nu 7 sau de ce 6 și nu 5. Părea un criteriu arbitrar pe care nu-l luase nicio țară europeană. Pe urmă s-a spus că alt criteriu este rata de vaccinare a profesorilor și iarăși criteriul ăsta nu a fost infailibil pentru că părinții au spus de ce să sufere copiii noștri pentru că niște adulți nu vor să se vaccineze. Și în același timp, profesorii sunt mai puțin decât elevii, nu? Părea un criteriu care oricum nu funcționa teoretic și nu a funcționat nici practic, îmbolnăvirea fiind mult mai probabilă în rândul elevilor decât în rândul profesorilor. După aceea s-a luat drept criteriu rata de incidență plus rata de vaccinare. Și iarăși nu a mers. Acum se ia drept criteriu sau se propune criteriu pentru închiderea școlilor situația paturilor ATI. Deci ții școala deschisă în funcție de paturile ATI, de ocuparea paturilor ATI în județul tău. Dintre toate măsurile astea pare măsura cea mai bună sau cea mai înțeleaptă pentru că paturile ATI, ocuparea paturilor ATI, reflectă practic ce? Gravitatea bolii. Dacă sunt ocupate toate paturile ATI, înseamnă că virusul, nu? Este puternic, oamenii se îmbolnăvesc, fac forme grave, de situația este gravă. În consecință trebuie să iei măsuri ca să protejezi populația generală și autoritățile propun închiderea școlilor. Nu este un criteriu infailibil, pentru că iarăși ajungem la dotările din spitale. Dacă vrei să ții școlile deschise, în logica asta, înțeleg că trebuie să ai mai multe paturi ATI. Paturile ATI nu sunt distribuite uniform în România. Sunt județe cu mai multe paturi ATI, sunt județe cu mai puține paturi ATI. Probabil în județele unde paturile ATI sunt mai puține, școlile se vor închide primele. Dar de ce crezi tu, Florin, că atunci când vine vorba de școli, de funcționarea școlilor, de elevi, se iau decizii atât de greu, durează foarte mult până când reușesc autoritățile să se pună de acord până când să iau astfel de hotărâre? Te întreb pentru că, în urmă cu doar câteva ore aseară, l-ascultam chiar și pe Florin Cățu, spunând că să iei decizii pentru școli nu e chiar atât de ușor. Dar nicăieri doar în lumea aceasta și nu o să mulțumim niciodată pe toată lumea. Nu doar pentru școli se iau deciziile greu. În România, deciziile în general se iau foarte greu. În România, pentru că suntem totuși conduși de o alianță populistă, care se uită la sondajele de opinie. Nu au luat decizia certificatului verde la muncă, tocmai pentru că le este frică de migrația electoratului lor către aur. Prin urmare, au omorât această
lege, nici nu au ajuns cu ea la vot în Parlament. Nici PSD-ul, nici PNL-ul. Au omorât legea inițială, cea a PNL-ului. PSD-ul a spus că vine cu o lege proprie. Nu a mai venit, pentru că se uită cu ochii la cifre și le este frică să iau o decizie nepopulară. Deci este o alianță populistă. Dar niște decizii trebuie să iei, că după aia aruncă lumea cu pietre după tine, că nu iei decizii. Până una alta, Ministerul Sănătății și Pandemiei este gestionat acum de PSD, care înțelege că va deconta eșecul valului 5. Și atunci va veni cu tot felul de decizii de genul ăsta surogat. Sunt decizii reactive, nu sunt decizii care să prevină un eventual val. Eu nu știu dacă va merge această soluție pentru școli. Sigur, ea va nemulțumi pe toată lumea în primă instanță, pentru că criteriile se schimbă, așa cum spuneam, peste noapte, nu sunt predictibile, nu știi dacă săptămâna viitoare îți duci copilul la școală sau nu îl duci. Pe de altă parte, revin la ce spuneam la început, autoritățile bâșbuie că nimeni nu s-a mai confruntat cu astfel de situație până acum. Prin urmare, nu există o singură soluție unitară pentru toate instituțiile și pentru toate școlile. Mulțumesc tare mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în platou și pentru această discuție.